Stimați ascultători, se povestește că un om a descoperit hambarul în care își ține diavolul semințele pe care le seamănă în inima omului. Semințe de invidie, de lăcomie, de mânie, de ură, de pofte și alte și alte semințe. Omul a observat că cele mai numeroase erau semințele descurajării. Omul a aflat că aceste semințe pot crește cu succes aproape oriunde. Întrebat mai îndeaproape, diavolul a recunoscut foarte evaziv că ar fi un loc unde nu reușea să le semene aceste semințele descurajării, să le semene cu succes. Și unde este locul acesta? A întrebat omul. Iar diavolul a răspuns: în inima unui om recunoscător. Stimați ascultători, vă invit ca să descoperim saltul pe care îl face Sfântul Apostol Petru de la descurajare la statornicie în credință, primind chiar și moartea de martir pentru credința în Hristos. Una dintre marile greșeli ale lui Petru este întreita lepădare de Hristos. Dar prin adevărată pocăință și prin plâns amar, s-a ridicat din descurajare și s-a corectat. A fost primul dintre bărbați care a alergat la mormântul lui Isus, dorind să-l vadă pe învățătorul după învierea lui, precum zice despre aceasta Sfântul Evanghelist Luca, în Luca, în capitolul 24, versetul 34, și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și Sfântul Apostol Pavel completează lucrul acesta în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 5. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Din aceste versete rezultă că apostolul Petru a fost primul dintre apostoli care l-a văzut pe Iisus înviat. Văzându-l pe Domnul Iisus, s-a umplut de o bucurie fără margini. A avut ocazia de a fi primit iertarea pentru greșelile sale. Lepădarea întreită a fost contrabalansată prin argumentul întreit al dragostei sale pentru Iisus, zicându-i în final: Doamne, Tu pe toate le știi, știi că Te iubesc. Și Domnul înviat l-a pus pe apostolul Petru ca păstor al mielușeilor, al oițelor și al oilor, adică al tuturor categoriilor de vârste aflate în Biserica lui Hristos. Doar după ce a fost adus la starea de renunțare de sine și la o deplină încredere în puterea divină, Petru a primit chemarea de a activa ca păstor. Hristos îi spusese lui Petru, înainte de a fi tăgăduit, în Luca 22, cu 32, ultima parte: și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Cuvintele acestea erau semnificative pentru lucrarea laborioasă și rotnică pe care urma să o aducă la îndeplinire în viitor acest apostol pentru aceia care aveau să vină la credință. Experiența proprie a lui Petru cu păcatul, suferința și pocăința l-au pregătit pentru această lucrare. De-abia după ce și-a dat seama de slăbiciunea sa, a putut el să înțeleagă nevoia credinciosului de a depinde întru totul de Hristos. În mijlocul furtunii ispitelor, el a ajuns să înțeleagă faptul că omul poate umbla în siguranță numai dacă, neîncrezându-se în sine, se sprijină pe Mântuitorul. La ultima întâlnire a lui Hristos cu ucenicii săi la mare, Petru, încercat prin întrebarea de 3 ori repetată: mă iubești?, a fost reașezat la locul său printre cei 12. Lui i-a fost încredințată lucrarea pe care avea să o facă, să hrănească turma Domnului Hristos. Întors acum la Dumnezeu și primit, el avea nu numai să caute a salva pe cei din afara staurului, dar avea să fie un păstor al tuturor oițelor. Hristos i-a amintit lui Petru numai o singură condiție pentru a-L sluji. Știți care este această condiție? Mântuitorul pune întrebarea: mă iubești?
Aceasta este calificarea cea mai importantă. Deși Petru ar fi putut să aibă oricare altă calitate, totuși, fără iubirea lui Hristos, el nu ar fi putut fi un păstor credincios peste turma lui Dumnezeu. Cunoștința, bunăvoința, elocvența, râvna, diplomele, toate sunt trebuincioase în vederea unei bune lucrări, dar fără iubirea lui Hristos în inimă, lucrarea predicatorului creștin este un eșec. Iubirea lui Hristos nu este un simțământ, ci este un principiu viu ce trebuie să fie manifestat ca o putere în inimă. Dacă purtarea și caracterul păstorului sunt o exemplificare a adevărului pe care el îl susține, Domnul va pune sigiliul aprobării sale asupra lucrării. Păstorul și turma vor deveni una, uniți prin nădejdea lor comună în Hristos. Felul în care Mântuitorul s-a purtat cu Petru a constituit o lecție atât pentru el cât și pentru frații lui. Deși Petru îl tăgăduise pe Domnul său, iubirea pe care Iisus o avea pentru el nu s-a clătinat. Și când apostolul urma să înceapă lucrarea de slujire a cuvântului pentru alții, el avea să-l întâmpine pe cel nelegiuit cu răbdare, cu simpatie și cu iubire iertătoare. Amintindu-și de propria sa slăbiciune și cădere, el, Petru, avea să trateze oile, oițele și miei turmei încredințate grijii sale cu aceeași bunătate cu care Hristos se purtase față de el. Niciodată Petru nu urma să-și mai trădeze turma pe care Mântuitorul i-a încredințat-o ca să o păstorească. Istoria cruciadelor din secolul XIII a fost scrisă cu mult sânge nevinovat. Una dintre cele mai triste pagini ale ei este cunoscută sub numele de Cruciada Copiilor. Repetatele eșecuri ale cavalerilor și ale ordinurilor populare au dus la organizarea unor armate de copii din diferite părți ale Franței și ale Germaniei. Grupul de copii francez a avut drept conducător un ciobănaș pe numele Etienne, care cu acordul regelui a strâns circa 20.000 de copii, băieți și fete de toate vârstele. Ei au plecat din Vendôme cu gândul să ajungă la Ierusalim. După un drum îngrozitor în care au suferit de foame, de sete și de oboseală, murdari și epuizați, micii copii au ajuns la Marsilia. Aici au fost îmbarcați în 7 corăbii care aveau misiunea să-i ducă la Ierusalim. La scurt timp de la plecare s-a dezlănțuit o furtună mare care a scufundat 2 din corăbiile lor, toți călătorii din acele corăbii fiind înghițiți de valuri. Celelalte 5 corăbii au reușit să ajungă la Alexandria, unde toți copiii au fost vânduți ca sclavi turcilor. Și aceasta nu datorită situației ivite, ci din simplul motiv că așa s-au înțeles cu delegații lor chiar în momentul îmbarcării, întrucât copiii nu aveau cu ce plăti transportul. Stimați ascultători, trădarea este acțiunea care demonstrează limita josniciei caracterului uman. Când aceasta are în vedere persoane neajutorate și nevinovate, atunci putem spune că ființa umană a ajuns la stadiul de posedare demonică. Sfatul apostolului Pavel pentru noi este cel din 2 Timotei 3, de la 1 până la versetul 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oameni aceștia. Apostolul Petru a trădat pe Mântuitorul, dar s-a pocăit cu adevărat. A plâns cu amar și a cerut iertare Mântuitorului. După înălțarea Domnului Isus și pogorârea Duhului Sfânt,
apostolul Petru, ca un mai mare între apostoli, a fost întâiul învățător și propovăduitor al cuvântului Scripturii. Știți care era mesajul lui? Era același pe care îl predica și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, și anume pocăința, în Fapte 2, de la 37 la 39. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Pocăința, un termen care are acum sensul deteriorat. Oamenii nu mai vor să se pocăiască, nu mai vor să renunțe la păcatele lor, nu vor să adopte stilul de viață al Domnului Iisus și al Maicii sale, Sfânta Fecioară Maria. La cuvântarea lui Petru, sub puternica influența Duhului Sfânt, Biserica lui Dumnezeu sporește cu 3.000 de suflete. Oameni care s-au pocăit, oameni care au crezut Evanghelia și au acceptat botezul creștin. Prin mâinile lui Petru s-au făcut minuni extraordinare. Mergând la templu pentru rugăciune împreună cu Sfântul Apostol Ioan, a văzut un loc din naștere, stând la poarta care se numea Frumoasă. Acest om nefericit dorise de multă vreme să-L vadă pe Iisus spre a putea fi vindecat, dar era aproape neputincios și prea departe de locurile unde lucra marele medic. În cele din urmă, era înduplecat câțiva prieteni să-L ducă la poarta templului, dar când a ajuns acolo, a aflat că acela în care își pusese toată nădejdea fusese dat unei morți crude. Dezamăgirea sa a trezit simpatia acelora care știau câtă vreme sperase el cu înfocare să fie vindecat de Iisus și zilnic îl aduceau la templu pentru ca trecătorilor să li se facă milă de el și să-l ajute cu vreun ban spre a-și ușura lipsurile. Petru și Ioan, trecând pe acolo, acesta le-a cerut și lor de pomană. Ucenicii au privit la el cu compătimire și Petru i-a spus: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. De atunci Petru a zis: argint și aur n-am. Când Petru a vorbit despre sărăcia lor, fața slăbănogului s-a întristat, dar i-a strălucit de nădejde atunci când apostolul a continuat: dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret îți porunce, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel de la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă ologul care fusese vindecat se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Erau uimiți văzând că ucenicii puteau săvârși minuni asemănătoare cu cele săvârșite de Iisus. Totuși, aici era bărbatul acesta care, timp de 40 de ani, fusese un olog neputincios, dar care acum se bucura, putându-și folosi pe deplin picioarele sale, fără dureri și fericit, crezând în Iisus. Când ucenicii au văzut uimirea oamenilor, Petru a întrebat: pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Și Petru i-a asigurat că vindecarea fusese săvârșită în numele și prin meritele lui Iisus din Nazaret, pe care Dumnezeu îl înviase din morți. Apoi apostolii au vorbit lămurit despre marele păcat al iudeilor, acela că au lepădat și că au dat morții pe prințul vieții. Dar ei au fost atenți să nu-i ducă pe ascultător la disperare și Petru continuă să le spună:
voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și voi a cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Dar știu, fraților, că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Petru a mai spus că Duhul Sfânt îi cheamă să se pocăiască și să se convertească și asigură că nu există altă nădejde de mântuire decât prin îndurarea celui pe care ei l-au răstignit. Numai prin credința în El, păcatele lor puteau fi iertate. Și mai departe, Petru le amintește ce trebuie să facă, ceea ce nouă nu prea ne place. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. În felul acesta, Petru și ucenicii au predicat despre învierea lui Hristos. Mulți dintre cei care ascultau, așteptau această mărturie și când au auzit-o, au crezut. Petru le-a amintit cuvintele rostite de Domnul Hristos și ei au intrat în rândurile celor care au primit Evanghelia. Sămânța semănată de Mântuitorul a răsărit și a adus roade. Numărul celor care se convertise la noua credință creștea cu repeziciune și atât fariseii cât și saducheii erau de acord că dacă acești noi învățători nu vor fi opriți, atunci influența lor va fi o mai mare primejdie decât atunci când Iisus a fost pe pământ. De aceea, căpitanul templului, cu ajutorul mai multor saduchei, i-au arestat pe Petru și pe Ioan și au băgat la închisoare, deoarece în ziua aceea deja era târziu ca să mai fie cercetați. În ziua următoare vindecării ologului, Ana și Caiafa împreună cu alți demnitari ai templului s-au strâns pentru judecată și arestații au fost aduși înaintea lor. Chiar în aceeași încăpere și aproape înaintea acelorași oameni, Petru tăgăduise rușinos pe Domnul său. Lucrul acesta a venit în mod clar în minte atunci când a apărut acolo spre a fi judecat. Acum avea ocazia să spele lașitatea sa de atunci. Cei de față care își aminteau de atitudinea pe care Petru o avusese la judecata învățătorului său se mângâiau cu gândul că și acum el va putea fi intimidat prin amenințarea cu închisoarea și chiar cu moartea. Dar Petru, cel impulsiv și încrezător în sine, care tăgăduise pe Hristos în cel mai greu moment al lui, se deosebea nespus de mult de Petru, care acum era adus înaintea Sinedrului pentru cercetare. De la căderea sa, el fusese convertit. El nu mai era mândru și încrezut, ci modest și neîncrezător în sine. El era plin cu Duhul Sfânt și prin puterea aceasta era hotărât să înlăture pata apostaziei sale, cinstind numele pe care odată îl tăgăduise. Preoții au fost nevoiți să întrebe pe cei învinuiți cum s-a săvârșit tămăduirea celui neputincios. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Îi întrebau ei. Și plin de curaj și în puterea Duhului Sfânt, Petru a declarat fără teamă: să știți toți și să știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și mai departe, Petru rostește un principiu care trebuie urmat cu toată convingerea în Fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Atât de mulți credincioși, poate bine intenționați, caută mântuirea la zeități de aur, de argint, de piatră sau la ființe create. Este cea mai mare înșelătorie a satanei. Principiul enunțat de apostolul Petru rămâne mereu valabil. Mântuirea este doar prin Iisus Hristos. Această curajoasă apărare
prezentată de Petru, a înspăimântat pe mai mari iudeilor. Ei și închipuiți strălucenicii vor fi copleșiți de teamă, de neliniște atunci când vor fi aduși înaintea Sinedriului. Dar în loc de aceasta, martorii au vorbit așa cum ar fi vorbit Hristos, cu o putere convingătoare, ce a adus la tăcere pe potrivnicii lor. În glasul lui Petru nu era nicio urmă de teamă atunci când a declarat despre Hristos: El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Când preoții au auzit cuvintele de apărare rostite fără teamă de apostoli, au priceput că fuseseră cu Iisus. Alături de apostolul Petru se afla bărbatul care fusese vindecat într-un mod atât de minunat, ca un martor convingător. Prezența acestui bărbat, cu câteva ore mai înainte un olog neputincios, dar acum cu o sănătate complet restabilită, adăuga greutate la mărturia cuvintelor lui Petru. Preoții și mai mari au tăcut. Ei nu erau în stare să respingă afirmațiile lui Petru, însă ei nu erau mai puțin hotărâți să pună stabilă învățăturii ucenicilor. Învierea lui Lazar, această culme a minunilor Domnului Hristos, a pecetluit hotărârea preoților să scape lumea de Iisus și de lucrările lui dumnezeiești, care le distrugea foarte repede influența asupra oamenilor. Ei l-au răstignit, dar aici era o dovadă convingătoare că ei nu au pus capăt minunilor făcute în numele său și nici vestirea adevărului pe care el l-a învățat. Vindecarea ologului și predica apostolilor stârnise deja o mare mișcare în Ierusalim. Pentru a-și ascunde tulburarea, preoții și conducătorii au poruncit ca apostolii să fie scoși afară ca ei să se poată sfătui împreună. Au recunoscut unanim că n-ar folosi la nimic să tăgăduiască faptul că omul fusese vindecat. Dar ei considerau că lucrarea ucenicilor trebuie oprită sau, de nu, Iisus va câștiga mulți urmași. Urmarea ar fi fost desconsiderarea lor. Ar fi fost făcuți vinovați de omorârea Fiului lui Dumnezeu. Chemându-i din nou în fața Sinedriului, le-au poruncit să nu mai vorbească sau să învețe în numele lui Iisus. Dar Petru și Ioan au răspuns. Fapte 4 cu 19 și 20. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Bucuros ar fi pedepsit preoții pe oamenii aceștia pentru credința lor neclintită față de chemarea lor sfântă, însă se temeau de popor, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. În aceste condiții, cu amenințări și mustrări, apostolii au fost puși în libertate. În timp ce Petru și Ioan erau arestați, ceilalți, cunoscând răutatea iudeilor, s-au rugat neîncetat pentru frații lor, temându-se ca nu cumva cruzimea manifestată față de Iisus să se repete. De îndată ce apostolii au fost eliberați, ei s-au întors la adunarea credincioșilor și le-au făcut cunoscut rezultatul cercetării. Mare a fost bucuria credincioșilor. Au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, Doamne, uită-te Tu la amenințările lor și dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău cel Sfânt, Iisus. Ucenicii nu s-au rugat pentru protecție și pentru o viață ușoară, ci pentru ca să le fie dată o mai mare putere în lucrarea de predicare. Ei au văzut că vor avea de întâmpinat aceeași împotrivire pe care Domnul Hristos a întâmpinat-o cât a fost pe pământ. În timp ce rugăciunile lor unite se înălțau în credință spre cer, a venit și răspunsul. Locul unde erau adunați s-a cutremurat și din nou au fost dotați cu Duhul Sfânt. Cu inimile pline de curaj, i-au pornit din nou să vestească cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și Dumnezeu binecuvânta în chip minunat eforturile pe care ei le făceau. Noi
trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu ca pe autoritate supremă. Noi trebuie să recunoaștem autoritatea omenească ca o orânduire stabilită de Dumnezeu și să învățăm ascultarea de ea ca fiind o datorie sacră în cadrul sferei ei legale. Dar când cerințele autorității omenești vin în conflict cu cerințele lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut mai presus de toate legile omenești. Un așa zice Domnul nu trebuie dat la o parte pentru un așa zice biserica sau așa zice statul. Cununa lui Hristos trebuie să fie înălțată mai presus de diademele potentaților pământului. Și apostolul Petru a continuat să lucreze pentru Domnul său, a înviat pe Tabita, a botezat pe sutașul Corneliu, a fost închis în temniță, dar îngerul a venit la el noaptea și l-a eliberat. Se povestește că, pe când împăratul Nero prigonea pe creștinii din Roma, Petru a aflat de prigoana declanșată și fugea noaptea afară din oraș. Dar un personaj dumnezeiesc, care semăna cu Hristos, mergea cu repeziciune înspre cetate. Atunci Petru, recunoscându-l pe Iisus care venea către el, l-a întrebat, Quo vadis, Domine? Adică, unde mergi, Doamne? Răspunsul pe care l-a primit Petru de la Iisus a schimbat direcția de deplasare a lui Petru. Iisus i-a spus, mă duc la Roma să mă răstignesc a doua oară. Era Mântuitorul. Petru s-a recules, a luat curaj, s-a întors la Roma, a fost prins de oameni împăratului și a fost răstignit pe cruce pentru Hristos. Dar Petru a spus, nu sunt vrednic să fiu răstignit ca Domnul meu, răstigniți-mă cu capul în jos. Și Petru moare ca Hristos și pentru Hristos. Stimați ascultători, și noi să nu fugim de persecuție, să nu fugim de suferință, de necazuri, de greutăți și de, chiar de moarte pentru Hristos, ci să-i cerem ajutorul în tot timpul. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem moștenitori ai cerului și suntem mai aproape de cer. Dumnezeu să ne ajute. Amin.